În marile grădini ale țării își arată mereu mai pregnant roadele, nu numai dărnicii acestei veri, ci și recentele măsuri privind îmbunătățirea aprovizionării populației cu legume și fructe. Raidul nostru săptămânal a remarcat o grijă sporită pentru recoltare, sortare și transport. Ultima operație tinzând să se apropie de definiția liniei drepte, drumul cel mai scurt între producător și consumator. În piețe, listele de prețuri maximale afișate la vedere au înlocuit acel mai dă rumâne, mai lăsă jupâne, care n-avea nimic comun cu comerțul civilizat. E adevărat că ele au luat apa de la moară intermediarilor de tot soiul, ca să nu le zicem altfel, deși asta e altă gâscă. Producătorii, de stat, cooperatori sau particulari, s-au convins că cel mai bun câștig ți-l dă marfa care se vinde repede și acest atribut aparține exclusiv legumelor și fructelor bune, proaspete, frumoase. Săptămâna aceasta putem deci acorda pieței calificativul bine, pe care dorim să-l obțină și în sesiunea de toamnă.